Yes! Cât băgai, mă, un minion? Un minion, un legendar, ești nebun? Hai că mă uit după aia. Bă, deschide-mă face-cam cu a, ca să facem. Ai dat 10.000 de like-uri? Gata, hai că le-am dat. A, să lași așa. Îți dau 10 euro, Rafael, hai repede. Hai că dacă îmi dai 10 euro, face. Ui, ce s-a întâmplat, mă? Deci fii atent, Rafael. Deschisei 2000 de gemuri ca să iau o singură legendară. Ce legendară pică? Mai trebuie. Ai deschis 2000 de gemuri. 2600 de gemuri ca să dea o singură legendară. Hai să vedem ce legendară crezi că pică. Hai să ghicim toți, eu o să zic că pică Knight-ul. Eu vreau minerul, tu ce vrei? Knight-ul am zis. Putem să facem fețele alea? Uuuu. Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Sunt foarte fericit să fac acest episod pentru că la episodul anterior am strâns nu mai mult decât 3000 de like-uri. Super tare! Haideți să facem și noi acest episod, avem 2644 de gemuri. Rafaele, tu ce zici? Băieți. Rafael a zis la 10.000 se deblochează face-cam-ul. La 10.000 deblocați face-cam-ul, deci n-ați dat like. Hai să vedem cum pică legendarul Rafael de aici. Fii atent. Hai. Cum să-ți dea, mă, un magician și dă numai cărți proaste, uite-te și tu. Dă-mi asta, Rafael, dă-mi al doilea. Unde e legendarul lui Pumohaci? În al doilea, dă-mi. În al treilea, dă-mi, ăsta e cu noroc. Yes! Woohoo! Cât băgai, yes! Mă, un minion? Un minion, un legendar, ești nebun? Hai că mă uit bine, după aia. Bă, deschide-mă face-cam-ul cu a, ca să facem. Ai dat 10.000 de like-uri? Gata, hai că le-am dat. A, să-l așa, mă. Îți dau 10 euro, Rafael, hai repede. Hai că dacă îmi dai 10 euro, face. Bă, ce s-a întâmplat, mă? Deci fii atent, Rafael. Deschisei 2000 de gemuri ca să iau o singură legendară. Ce legendară pică? Mai trebuie. Ai deschis 2000 de gemuri. 2600 de gemuri ca să dea o singură legendară. Hai să vedem ce legendară crezi că pică. Hai să ghicim toți, eu o să zic că pică Knight-ul. Eu vreau minerul, tu ce vrei? Knight-ul am zis. Putem să facem fețele alea? Nu, Inferno Dragonul, pe bune, l-am de level 3 și bine, nu mă, level 3, bravo Marius. Bugamenești. Bate palma la facecam. Ok. Hai, Rafael. Nu, mai las Marius că deja am intrat la cringe. Deci, avem decul ăsta, Rafaele. Vezi că a făcut prietenul al tău video. Am văzut, o să reacționăm astăzi. Avem decul ăsta, Rafaele, miner cu balon. Cum îți sună asta? Că ți-ți plac balonele? O să vedem. Balonele? Avem și Mega Knight-ul, avem și balonul. Avem foarte multe lucruri. Hai să vedem, vom pleca cu un golem. Am jucat foarte multe meciuri, cred că am jucat 3-4 ore astăzi. Mă enervează ăștia cu tușul, că m-ai văzut deck-ul ăsta. Uite, mă, dă-mă așa turnul meu. Păi level 11 de-aia. Wow, ce bine. Deci, fii atent, trebuie să-i dau bait. Deci cum se joacă cu pachetul ăsta? Cu minerul și cu balonul, dar ăștia le dau bait. Da, și zap-ul pe doi lilieci. Aaaa, asta e moartea mea, e... Uuuu. Nu suport așa ceva, mamă. Argi. Nu suport, pe bune, bă, mă bate. Că e scârboz rău, argiul ăla. Cel mai, bă, tot joacă argi, mă, bă. Aș vrea să fac argi de 13. Bă, să-l pun la pod și să-mi bag joc de ei, mă. Cu argi de 13. Și eu aș vrea, Marius, să faci asta. E bine că doctor nu a înșat. Punem ăsta aici. Stai că eu încep toate turnurile și acum pune argiu, nu? Ei nu mai are nevoie de el. Fii atent, o să încerc o schemă. Trebuie 8 elixir. A, păi da, are tuciu, mă, el. Stai, mă, că balonul ocolește dragonul, dar pe turn nu poate să se ducă, mă, nenorocitul.
E neapucat să pui balon, mă. Trebuie uite și tu balon. Păi pune tuciu. Bine că-l puse prost. Ia. Yeah. Bine, mă, încă se poate. Mamă. Uite-te, mă, n-am ce să-i fac, nu pot să-l opresc. Și are flacăra, nu? O, dacă-l pune iar în mijlocul bazii, s-a terminat. Hai mă, hai mă, hai mă! Opa! Nu! No! Oh, no! Bă, cât e nedreaptă viața! Not like this! Zi-mă tu, Rafaele! Au și-o ca Barosanu pe spate. Ce tragic e! Bă, zi-mă tu! E mai tragică dispariția lui Elodia. O secundă! Vedem ce are. De puțin. Opa! Și aia Marius. Ăla suflă ăla. Bă, da, e disperat, rău! Ăla-l urăz în toată inima mea. Ia duceți-vă, mă. A ratat unul care o să dea o bucată care să-mi aducă win-ul. Ascultă-mă. Îl urăsc pe ăla care suflă în sula aia, bă, să scoate, are și Inferno Tower și Sugaciu, care suge. Mamă, dă 11, ești nebun. Hai să mai începem o dată cu ăsta, să vedem ce are de gând. Are Inferno Tower, dar și eu am Electro Wizard pentru el. Oh, nu. Na, că nu mai are sulaci. Bă, da, are și sunetul ăla. S-aș da să auzi cum face. E stresant, pe bune. E un spam de sunet așa, teribil, de urât. Inferno Tower-ul ăla, bă, nu suport. Nu știu, dacă e cineva care e pro Inferno Tower, nu știu, îi dau 100 de euro. Plus prințesa asta, mai e și asta jegoasă. Hai Marius, e easy win asta. Bate-l pe prostul ăla, fie la un dracu de nebun. Dă-i mă curent, bă, că mi-a ieșit gura asta. Ia ora. Vezi mă, Rafaele, bun de costa. Are potențial, să știi. Bă, că mi-a ieșit gura. Auziși? Bă! Da. Pardon, Marius. Bă, ce zap e mă ăla? De 11. I-ai scos din stun. Ok, dă-i zap, dă-i zap ăla. Mamă, Lilie, ce-i aia? Terminară. Trebuie să iau value pe ăla. Of, oprește, pune frână.
Are Inferno Tower, de reținut asta, ai înțeles? Bă, da, Inferno Tower. Poți să întâlnesc un adversar care n-are Inferno Tower. Căcatul, praf. Este atunci, că încercăm cu altceva, Rafaele. Dar ăsta e distras de multe alea. Ce vrem mai să pun aici? Bă, omul, cum s-au zis? Hai să vedem, ce alege el? Opa! Te-ai luat brățară, Marius? Taci din gură, că mi-ai luat brățară. Dracaes! Hai, mă! Bă, dar nu pot să ajung! Opa! Ceva s-a întâmplat între noi, dar nu ne mai înțelegem bine, Rafaele. Văzuși? Blestemul Inferno Tower. Bă, joci cu Inferno Tower, ești ultimul jegos. Deschidești un cufăr de ăla. Ești ultimul jegos dacă joci cu Inferno Tower. Dar ai văzut cum ne-am răzbunat pe el? Mhm. Mă, ce-aș da. Avem o problemă aici. Iată, bă, ce face Marius. Opa. Două? Două golpe! Oh, și a mâncat și vrăjitorul, prințesa, și prințesa! Nu mai pot. Ok. Iată, Rafael, ce fac? Sapă. Nu cred că trebuie să fac aia, dar mă rog. Uite-te și tu ce-o pe combinația asta, doar așa, uite-te puțin. Cum mă, nu muri ăla? Ia vorba de tere. Mamă. Ce-ai făcut, Rafael, este? L-am desființat. Vezi, ăștia de 10 nu prea stau în calea mea. Pur și simplu prea bun. Nu sunt prea bun, dar nici bros nu sunt. Ar avea 8000 de win-uri, ești proastă la cap. Ia uite, 3700. Cum o best season 8066? Ce înseamnă asta? Ce nu înțelegi asta, Marius? Adică 3800 ești în sezon? Nu. No. De ce e pare asta? Că cel mai bun scora lui între toate sezoanele a fost de 3866. Păi, dar eu, mie nu mi-apare, eu n-am sezon. Ia. Și am 3900. Poate tu nu vezi la tine. Cum ar fi să o să intru să zic dacă Manu! Ce ai făcut, mă, golpe? Am dat în greșeală, că apăsai un ce zna să-i dau. Uite, băi, X-Slader în mesh, pot să-i dau spectate. N-apare, bă, la tine previous season.
De ce n-apare? Trebuie să treci de 4000 ca să se apară sau ceva. Păi el n-a trecut de 4000. Poate a trecut de 4000 și apoi a scăzut. Păi dacă e best sezon. Nu știu, Marius, ce să zic ție. Deci ia nu las, știu, bă băiat. Lasă-mă puțin. Te las puțin. Opa. Ia lasă-mă pe ăla să dea o lovitură. Așa. Bă, nu puteai mă să-l mai lasă de una. Are better ammo cu vrăjitoarea el. Știu ce well vrea să played, facă. X-Slader. Știu ce vrea să facă. Trebuie să well țin met. Știi ce am învățat? Că trebuie să țin mânitățile cât mai mult pe partea mea și când atac să mă duc tare. Te vezi? A belit-o acum. Vrei să dai și balonul. Nu, dar mi-l distruge ăla, electro. Dar oricum distruge minerul tot. Mă, uite cum dă ăla, ești nebun, văzuși? Nu știu dacă observași. Vino, fă-n cu așa și taci cu chiței ala ta. Puțin. Un golpe. Sap! A căzut-o la adânci, iar a căzut un podal regu. Deci e bine asta, e bine asta. Mă duc cu balonul. Dă-i zapuză, dă-i tarie. Păi de capul meu. Și da, păi și dacă mă, cred că îi luam turnul, nu? Ce era acolo, Marisica? Păi cădea wizard-ul. Hai mă că făcui. Nici acum n-am 3700, pot să plâng, e nebun. Fernand Flau, ok. Cam atât și cu acest episod de Clash Royale. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru că am băgat niște bani să iau și o legendară aia. Am prințesa pe shop, dar nu, să fiu sincer, mie nu prea-mi place prințesa, ți-ți place? Nu. Eu am fost X-Slader, vă salut, la revedere!